Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi o să vă arăt ce mașini subapreciate cu prețul începând de la 2500 de euro merită cumpărate de pe la diferite autohausuri din Germania. Clar, vorbind de niște mașini subapreciate, nu o să prea vedeți modele nemțești pentru că, da, nu se încadrează în această categorie, dar cu toate astea o să vedeți niște mașini foarte interesante din punctul meu de vedere, bine echipate la niște prețuri cât se poate de corecte, adică în unele cazuri la niște prețuri cu mult mai mici față de cele nemțești. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip și să apăsați pe butonul de subscribe. Astăzi o să începem cu un Renault Laguna din 2009, o mașină care, da, aș putea spune că este destul de subapreciată, deoarece la un preț decent îți poți cumpăra o mașină spațioasă, o mașină bine echipată. Dar cu toate acestea, na, mulți evită în general mașinile de la Renault. O să vedeți imediat prețul cerut, eu zic că este unul mai mult decât corect. Mașina, sper că vedeți și voi, chiar se află într-o stare foarte bună, are senzor de parcare față-spate. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și pachetul GT interior-exterior, are și farurile cu xenon. Cum spuneam, o mașină bine echipată. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 178 de cai, are 98.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut pe acest Renault Laguna este de 6.500 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem o Honda Jazz din 2010, o altă mașină destul de subapreciată atât în Germania cât și în România, chiar dacă din punctul meu de vedere este o mașină destul de interesantă, adică este o mașină ceva mai spațioasă decât un Volkswagen Polo sau decât un Ford Fiesta, deci dacă vrei o mașină relativ mică, dar și spațioasă în același timp, chiar merită să te uiți la o Honda Jazz ca aceasta. Pe partea de exterior sper că vedeți, arată foarte bine. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci pentru o mașină din categoria asta, clar, sunt niște dotări mai mult decât suficiente, are jantele originale pe 15, cu anvelope care, hai să spunem că ar mai merge încă un sezon. Știu, nu prea puteți să vedeți bine mașina pentru că, din păcate, a nins. Vine cu motorul 1.2 benzină de 90 de cai, un motor fiabil și ușor de întreținut, are 130.000 de kilometri, iar preșerut 4.000 de euro. Aici avem un Hyundai i40 din 2013, o mașină care chiar merită atenția voastră, mai ales dacă vreți un model cât se poate de nou la un preț decent. Este și o mașină spațioasă în același timp fiind în varianta combi, este și o mașină care o să vedeți imediat, vine cu ceva dotări. Chiar este o mașină care, din punctul meu de vedere, arată bine, adică încă arată modern chiar și după 10 ani. Pe partea de dotări vine cu senzor de parcare pe spate, are stopuri semi-LED, vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope de ară în stare bună, în orice caz mai primiți încă un set de jante. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, frână de parcare la buton, normal 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, cum spuneam, o mașină bine echipată. Are senzor de parcare față-spate. Haideți să vedem rapid și specificațiile. Vine motorul 1.6 benzină de 135 de cai, are 140.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut este de 7.900 de euro. Chiar sunt curios dacă merită. Aici avem o Honda CR-V din 2010, din nou un SUV destul de subapreciat aș putea spune, pentru că într-adevăr poate designul de la exterior nu este cel mai modern, ținând cont că este un SUV din 2010. Într-adevăr poate un Volkswagen Tiguan arată ceva mai bine, acum până la urmă ține și de gusturi. În orice caz, dacă vrei un SUV fiabil, merită să te uiți la o Honda CR-V ca aceasta. Are și senzor de parcare pe spate, cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, la fel 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, are și farurile cu xenon și nu în ultimul rând este și 4x4. Haideți să vedem acum și specificațiile. Vine cu motorul de 2.0 benzină de 150 de cai, are 154.000 de kilometri, are și cârlig de remorcare, tiu valabil până în luna 10-a 2023, iar preț 9.000 de euro. Ce spuneți? Aici avem o Mazda 2 din 2007, clar un înlocuitor direct pentru Volkswagenul Polo, Fordul Fiesta și așa mai departe.
Cu toate acestea, aș putea spune că este un model care nu prea a avut succes, chiar dacă din punctul meu de vedere arată cu mult mai modern decât un Volkswagen Polo din 2007 sau un Ford Fiesta din 2007. Adică cei de la Mazda chiar aș putea spune că au făcut o treabă foarte bună cu această mașină și clar este de luat în considerare dacă vrei un model potrivit pentru oraș. Vine cu jantele originale pe 15, cu anvelope în stare bună. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină. Cum v-am mai spus de multe ori, pentru o mașină din această categorie sunt niște dotări mai mult decât suficiente. Nu poți să ai pretenția de la un astfel de model să vină cu eu știu ce dotări. Pe partea de exterior, sper că ați văzut și voi, arată decent. Vine cu motorul de 1.5 benzină de 103 cai, are 153.000 de kilometri cu un istoric complet, din păcate inspecția tehnică este expirată, iar prețul a fost redus la 2.300 de euro. Aici avem o Honda Civic din 2012 cu doar 47.000 de kilometri la bord, deci practic este o mașină ceva mai veche, dar aproape nouă. Știu, pentru mulți este greu de crezut că o mașină din 2012 are doar 47.000 de kilometri, doar că v-am mai spus de multe ori, în Germania, da, se găsește și astfel de mașini, sunt niște mașini cu un istoric complet, cu un istoric certificat și așa mai departe. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare foarte bună, are senzor de parcare pe spate, cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină. Deci da, este și o Honda Civic destul de bine echipată, chiar este o mașină de luat în considerare pentru această perioadă. Și într-adevăr, prețurile au cam crescut pentru acest model. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 100 de cai, are 47.000 de kilometri, are și cameră pentru marșalier, inspecția tehnică este nouă, iar preț 11.500 de euro. Chiar sunt curios ce părere aveți despre acest Civic. Următoarea mașină ar fi această Skoda Fabia din 2019, știu este o mașină neinteresantă pentru mulți, doar că totuși dacă vrei o mașină cât se poate de nouă, cu un rulaj redus la un preț cât se poate de accesibil, cu siguranță merită să te uiți la un model ca acesta. Cel puțin în Germania aș putea spune că este un model destul de căutat, pentru că cei de la Skoda au făcut acest model și în varianta combi, adică este o mașină mai practică decât un Polo. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, Android Auto și Apple CarPlay, keyless entry, keyless go, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, deci da, este și o mașină bine echipată, vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope care sunt aproape noi, are și farurile full LED, din păcate n-ai, lipsește pilotul automat adaptiv, dar na, până la urmă este o Skoda Fabia, are și senzor de parcare pe spate. Vine cu motorul de 1 litru benzină, are doar 43.000 de kilometri, iar prețul cerut pe această Skoda Fabia este de 14.000 de euro. Ce spuneți? Ar merita sau nu? Aici avem un Hyundai i30 din 2018, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț mai mult decât corect. Clar, este o mașină de luat în considerare, în special pentru această perioadă, când timpul de livrare pentru mașinile noi este destul de mare. Adică, dacă vrei o mașină aproape nouă, la un preț accesibil, cu siguranță merită să te uiți la acest Hyundai i30, are senzor de parcare pe spate, într-adevăr nivelul de echipare nu este unul superior, dar vine exact cu dotările de care ai nevoie. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, are și lane assist, vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope de iarnă în stare bună, are și farurile cu lupă. Cum am spus, nu este un Hyundai i30 cu multe dotări, dar nici prețul cerut nu este mare. Vine cu motorul de 1 litru benzină turbo de 120 de cai, are 60.000 de kilometri, iar prețul cerut a fost redus la 13.200 de euro. Ce spuneți, ar merita? Următoarea mașină care, din nou aș putea spune că este subapreciată, ar fi acest Renault Grand Scenic din 2011, care o să vedeți imediat se vinde la un preț mai mult decât corect. Da, din punctul meu de vedere, chiar este un model destul de subapreciat, deoarece majoritatea preferă un Volkswagen Touran în schimbul unui Scenic ca acesta. Chiar dacă mașina de față, o să vedeți imediat, oferă multe dotări, oferă mai mult spațiu la interior, chiar este un model de luat în considerare. Are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare foarte bună, cam așa arată locurile din spate, da, este versiunea cu 7 locuri, sper că vedeți, mai primiți încă un set de jante. Vine cu scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină, deci da, este un model, cum vă spuneam, bine echipat,
are și farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, deci ce poți să vrei mai mult de atât. Vine cu motorul 1.6 diesel de 130 de cai, are 190.000 de km cu un istoric complet, iar acum aș vrea să-mi spuneți în comentarii dacă merită 4.500 de euro. Întrerupem puțin programul ca să vă arăt un raport car vertical pentru Alfa Romeo Giulia, care din păcate a avut kilometrajul modificat și ceva daune în trecut. Vă reamintesc că aveți și voi un link în descriere, atenție, cu 20% reducere dacă vreți să verificați o mașină pe car vertical sau dacă folosiți codul AUTORULATE, deci uitați-vă puțin mai jos. Da, mașina a fost înmatriculată în Italia în 2016, după care a fost adusă normal în România în 2020, moment în care kilometrajul a fost din păcate modificat. De la 214.000 de km, kilometrajul a fost modificat în 2020 la 147.000 de km și da, din moment ce vedeți două intrări cu un kilometraj cât de cât ascendent, clar a fost modificat. Daunele sunt necunoscute, cel mai bine ar fi dacă vrei să cumperi această mașină să o verifici foarte atent. Și acestea ar fi pozele de la licitații, deci avem și poze, clar este un raport foarte folositor, avem aici și o poză cu kilometrajul, da? Deci din moment ce aici o să apară 140.000 de km, clar a fost modificat. Un raport de genul acesta este foarte folositor pentru că poți să vezi ce daune sau ce mici probleme a avut mașina înainte să fie adusă în România și așa poți să-ți dai seama ce a fost înlocuit ulterior la mașină, pentru că știm cu toții, na, o mașină când vine în România trece printr-un proces de înfrumusețare. Da, sper că vedeți voi, aici mașina arată de-a dreptul impecabil. Vă reamintesc, link în descriere cu 20% reducere pe car vertical dacă vreți să verificați o mașină. Cum am mai spus, verificați mașina înainte să o cumpărați, nu după aceea, pentru că poate fi prea târziu. Bun, haideți să revenim. Aici avem o Kia Optima din 2016, adică un concurent direct pentru Volkswagenul Passat B8. Doar că v-am mai spus de multe ori, poți să-ți cumperi un model ca acesta mult mai bine echipat, cu un kilometraj ceva mai redus și nu în ultimul rând cu un risc mai mic de țeapă la un preț cât se poate de corect. Și în plus de asta este și o mașină pe care, haide să fim sinceri, chiar nu o vezi în fiecare zi. Are stopuri pe LED, senzori de parcare față-spate cu asistență la unghiul mort. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, plafon panoramic, cutie de viteze automată, cititor pentru semnul de circulație, lane assist. Deci da, este o mașină, cum spuneam, foarte bine echipată, are niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope de iarnă care sunt aproape noi, are și farurile cu xenon. Vine cu motorul 1.7 diesel CRDI de 140 de cai, are 73.000 de km cu un istoric complet, inspecția tehnică este nouă, are și cârlig de remorcare, iar prețul a fost redus la 16.500 de euro. Aici avem un Renault Megane din 2016, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț corect, este clar o mașină de luat în considerare dacă vrei un model care să arate bine, adică din punctul meu de vedere acest Renault Megane chiar arată foarte, foarte ok din punct de vedere al designului. Sunt curios care este și părerea voastră, adică dacă vă place sau nu vă place acest model. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope de iarnă în stare bună, ar mai merge două sezoane. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele semi-încălzite, clima automată, navigația mare, keyless entry, keyless go, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci da, este un Renault Megane destul de bine echipat, pentru că există Renault Megane și mai slab echipate decât acesta. Chiar sunt curios ce părere o să aveți despre preț. Vine un motorul de 1.2 benzină turbo de 130 de cai, are 75.000 de km, iar prețul cerut este de 13.600 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aștept părerile voastre. Aici avem un Golf 7 din 2017, care este vândut chiar de către reprezentanță, deci poți să fii 100% sigur că îți cumperi un Golf 7 într-o stare foarte bună, cu un istoric complet și în unele cazuri și cu o garanție valabilă chiar și în România. O să vedeți imediat, este un Golf 7 bine echipat și personal chiar îmi place culoarea de la exterior, este ceva mai diferită. Vine cu senzor de parcare față-spate, cam așa arată în interior, are scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist,
trapă panoramică, da, și cutie de viteze manuală, poate o combinație cu un DSG ar fi fost mai potrivită, are jantele originale pe 16, cu anvelope în stare foarte bună, are și farurile full LED și pilotul automat adaptiv. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 110 cai, are 52.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul a fost redus la 17.000 de euro. Ce părere aveți? Ar merita cumpărat acest Golf? Aici avem un SUV ceva mai diferit, aș putea spune, care chiar merită un like din partea voastră și mai exact un Hyundai Santa Fe din 2021. Aș putea spune că este un SUV comparabil cu multe SUV-uri premium, doar că avantajul, dacă ai vrea să cumperi acest Hyundai, ar fi că poți să-ți cumperi un SUV aproape nou la un preț cât se poate de corect raportat la ce oferă acest Hyundai Santa Fe. Este și un SUV care, din punctul meu de vedere, chiar arată foarte, foarte bine. Combinația de culori de la interior, sper că vedeți și voi, este una foarte faină. Are ventilații în scaune, încălzire, clima automată, navigație, plafon panoramic, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, lane assist, pilot automat adaptiv. Vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope în stare foarte bună. Normal, este și 4x4, are farurile full LED. Deci este un SUV, cum am spus, comparabil cu cele premium. Vine cu motorul 1.6 benzină hibrid de 180 de cai, are 28.000 de kilometri, încă mai are o garanție valabilă dată de producător, iar preț 44.000 de euro. Următoarea mașină care, din păcate, este destul de subapreciată ar fi acest Lexus IS din 2007 cu doar 40.000 de kilometri la bord. Deci da, este un Lexus IS aproape nou, vine cu o motorizare interesantă sub capotă și merită cumpărat, mai ales dacă ești fan mașini japoneze și, normal, dacă îți place modelul. Până la urmă are doar 40.000 de kilometri, deci îți cumperi o mașină aproape nouă. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată cu padele pe volan. Deci pentru o mașină din 2007 are destule dotări, poate peste cele nemțești de la momentul respectiv. Are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare foarte bună, farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate. Chiar sunt curios câți dintre voi ați cumpărat acest Lexus. Vine cu motorul de 2.5 benzină V6 de 208 cai, are 41.000 de kilometri cu un istoric complet, a avut un singur proprietar, iar preț 15.500 de euro. Într-adevăr nu este ieftin, de aia v-am întrebat dacă merită. Aici avem o Honda Accord din 2012, o mașină la care, da, prețurile chiar s-au păstrat foarte, foarte bine pe piață, adică în momentul de față, dacă ai cumpărat această mașină, cu siguranță, dacă o vei conduce 2-3 ani și o vei întreține corect, nu vei pierde foarte mult la revânzare, pentru că este o mașină care se găsește din ce în ce mai greu, mai ales dacă vorbim de un exemplar într-o stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină și nu știu dacă observați în spate, mai vine cu un set de jante. În momentul de față sunt montate pe mașină jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, are și farurile cu xenon și nu știu dacă observați, geamurile au o tentă ceva mai diferită. Vine cu motorul de 2 litri benzină de 156 de cai, are 97.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 12.000 de euro. Știu, pentru unii este destul de mult. Aici avem un Ford Focus din 2019, o mașină care v-am mai spus și în alte videoclipuri. Din punctul meu de vedere, raportată la preț ce oferă, chiar este un best buy în momentul de față. O să vedeți imediat, are în jur de 50.000 de kilometri, vine cu motorizare diesel sub capotă, deci da, este și o mașină economică în același timp, care îți oferă dotări, îți oferă confort și, nu în ultimul rând, îți oferă și spațiu, fiind în varianta combi. Are senzor de parcare față-spate, cam așa arată în interior, vine cu scaune sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semne de circulație, frână de parcare la buton, are jantele originale pe 17, cu anvelope de iarnă în stare foarte bună, are și asistență la unghiul mort, farurile full LED, cum vă spuneam, o mașină de luat în considerare. Vine cu motorul 1.5 diesel de 120 de cai, are 40.000 de kilometri, cred că am făcut eu o mică eroare, inspecția tehnică este nouă, iar prețul a fost redus la 18.800 de euro. Și ultima mașină pe astăzi ar fi această Skoda Karoq din 2019, care, da, aș putea spune că este într-o oarecare măsură subapreciată. O să vedeți, este un SUV bine echipat,
vândut chiar de către reprezentanță, care se vinde la un preț corect. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpărat voi de astăzi, care credeți că merită, care credeți că nu merită. Deci aștept părerile voastre în comentarii. Interiorul arată ca nou, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, keyless entry, keyless go, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, cutie de viteze DSG, vine cu jantele originale PEP 19, cu anvelope care, hai să spunem că ar mai merge un sezon, are farurile full LED, este și 4x4, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, deci da, o mașină bine echipată. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 150 de cai, are 28.000 de km, aveți și seria de șasiu, iar prețul cerut este de 34.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, nu uitați de un like, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare!